Da, e important să te gândești la moarte. Poate că este singurul lucru cu adevărat important. Filtru. Nu știu. Ați fost aproape de moarte? Nu știu. Despre tine crezi eu de multe ori că ai fost aproape. Am fost în spital, am vomitat sânge, am crezut că o să mor. Dar ce crezi tu contează mai puțin. Contează mai mult ceea ce cred doctorii. Da, am crezut că o să mor, da. Am pierdut foarte mult sânge. Foarte mult. Eram pe punctul de a... Ei erau pe punctul de a-mi administra o transfuzie. Dar nu mi-au făcut transfuzie. Am pierdut mult, am pierdut, nu știu, un litru, 2 litri, nu știu, am pierdut foarte mult. Și m-am gândit că... Adică mă uitam la toate lucrurile care mi se întâmplau atunci când eram la terapie intensivă, la Elias, aici, mă gândeam așa la ele și mă uitam la ele ca la ultimele lucruri pe care o să le văd pe fața Pământului. Simțeam așa că mă duc pe topogan în jos. Părea totul foarte grav, foarte serios. Oamenii mi se păreau, adică oamenii care veneau să mă viziteze, mi apăreau așa ca fiind foarte frumoși. Nu mai eram supărat pe ei. Dar nu e o chestie, o comandă pe care ți-o dai. În mod natural se întâmplau lucrurile așa. Dar n-a fost... Nu cred că am fost pe moarte. Am pierdut foarte mult sânge. Poate că... Habar n-am, nu știu. Eram alb, ca hârtia eram. Atât de mult sânge pierdusem. Și nu puteam să stau în picioare. Adică m-au hrănit acolo în spital vreo 5 zile, apoi m-au trimis acasă și nu puteam. Și am zis să mănânc carne de vită, carne de sânge, nu știu ce, spanac, chestii, mă rog. Vreau să mănânc niște lucruri din astea, ca să mă întremez. Și mi-am revenit încet, încet. Am fost foarte obosit după Marfa și Banii. Terminasem montajul. Eram foarte obosit și... Trebuia să-i rupem turta Ilenei, fetița noastră, a doua. Făcea un an și rupeam turta și am stat cu fratele și am făcut barbecue, nu știu ce, în grădină, la Nașa, Ilenei. Juca România, Italia, țin minte. Am adormit la meci. Am făcut barbă, că eu am băut bere și era cald, nu știu. Am ajuns acasă și am făcut un duș și mi s-a făcut rău. În fine, nu mai... Am făcut o chestie care se cheamă Mallory Weiss, pe care apoi am folosit-o și în Moartea lui Lăzărescu. L-am făcut pe Lăzărescu să fie, să aibă această afecțiune. Nu e o chestie gravă, dar poate fi gravă. Eu am avut noroc.